Bun găsit, doamnelor și domnilor, la cele mai importante știri ale dimineții sunt Răzvan Iancu. Caz fără precedent, anchetat de procurorii DIICOT din Brașov. 5 minore, dintre care 2 în vârstă de doar 14 ani, au fost la un pas de a fi violate contra cost. Copilelor li se promiteau câteva zeci de lei pentru a face curățenie în locuințe din oraș. Cele care acceptau erau duse în apartamentul unui bărbat din Brașov, se încuia ușa și începea coșmarul. Întreaga acțiune era coordonată de o femeie din Brașov care întreținea chiar ea relații sexuale pe bani buni. Brașoveanca s-a gândit să-și completeze veniturile prin inducerea în eroare a unor minore, 2 dintre ele în vârstă de doar 14 ani. Proxeneta le promitea câștiguri imediate dacă acceptă să meargă în locuința din Brașov pentru a face curățenie. În realitate însă copilele erau duse în casa unui bărbat din oraș, se încuia ușa, iar fetelor li se cerea să întrețină relații sexuale. Cele 5 copile s-au opus și au reușit să scape. Bărbatul implicat îi plătea anticipat proxenetei câte 30 de lei pentru fiecare minor. Bărbatul vizat a fost deținut de procurorii DIICOT pentru tentativă de viol, de asemenea și femeia care racola fetele pentru trafic de minore. Anchetatorii au propus magistraților să emită mandate de arestare preventivă. Cei doi inculpați au fost arestați, dar decizia nu este definitivă și poate fi contestată la Curtea de Apel din Brașov. Se intensifică verificările apei minerale. Sunt Laura Nilescu și vă spun mai târziu la primele știri ale zilei mai multe informații despre acest produs. Veți afla, în primul rând, ce trebuie să conțină etichetele. Comercianții din piața de miercuri mai au de așteptat până când își vor vinde produsele în condiții moderne. Niciun constructor nu vrea să se implice în proiectul municipalității. Până acum au avut loc 2 licitații pentru atribuirea proiectului de modernizare, dar fără succes. Până în momentul de față nu s-a găsit niciun constructor care să fie interesat de modernizarea acestei piețe. La ultima licitație organizată de primăria Brașov nu s-a prezentat nimeni. În curând se va organiza o nouă licitație în speranța că municipalitatea va găsi un constructor pentru piața de miercuri. Trebuie să ne gândim că nu este o construcție cu ziduri, care presupune o durată mai mare de timp. Noi o vom scoate în cel mai scurt timp din nou la licitație și sperăm atunci să arate mai multe firme interesate și această lucrare să fie finalizată în acest an. Comercianții sunt nemulțumiți și spun că își doresc de mult timp o piață modernă. Noi am vrea să fie modernizată, să fie făcută la... Dar pe banii primării, păi primarul așa a promis că face din banii primării, că noi nu prea avem putere să dăm atâția bani să construiască piața. Și ce faceți cât va fi piața închisă? Păi a zis domnul primar că se va găsi o soluție, dacă nu, cel mult o zic că 3 luni va dura construcția, vom sta acasă, vom mai face altceva. Dacă va dura 3 luni, dacă va dura mai mult, vă dați seama că trebuie să închidem firma. Nu s-a investit niciun leu în piața asta aici. Am spus, noi plătim femei de servici, noi plătim pazdri, noi plătim totul pe banii noștri. Pentru ca noua piață să corespundă din punct de vedere urbanistic, construcția ar trebui să se realizeze pe o structură metalică. Edilii vor ca în noua hală să amenajeze 65 de spații comerciale, dar și birouri, spații de depozitare și grupuri sanitare. Contractul proiectului de modernizare a fost estimat la aproape 1,6 milioane de lei fără TVA. Restaurantul de pe marginea lacului din Noua a fost deschis. Asta după ce o echipă OPC a reverificat localul unde s-au găsit în nereguli, în urmă cu aproape 2 săptămâni. Conducerea OPC spune însă că a solicitat primăriei să verifice dacă există autorizație de funcționare. Mizerie, igrasie și chiar un câine în mijlocul bucătăriei, asta au găsit comisarii OPC care au verificat restaurantul de pe marginea lacului din Noua în urmă cu aproape 2 săptămâni. Șeful OPC, Sorin Susanu, a rămas șocat de ce a găsit în celebrul restaurant pe care l-a controlat în urma unor reclamații. Administratorul localului a refuzat să dea explicații în fața camerei de filmat. O echipă s-a deplasat la locație și a constatat că în momentul de față localul ar putea funcționa. Ca urmare, am emis un ordin de redeschidere. Nu ni s-a putut să aduce la cunoștință în totalitate legalitatea funcționării respectiv autorizația de funcționare și ca urmare am notificat primăria municipiului Brașov pentru a verifica dacă această locație are sau nu autorizație de funcționare. Se fac controle intense în magazinele unde se comercializează apă minerală, dar și în fabrici unde se îmbuteliază. Asta după ce în ultima perioadă inspectorii OPC au găsit mai multe nereguli, fie că vorbim despre etichetare necorespunzătoare sau chiar de corpuri străine găsite în recipiente. Ce trebuie să știm atunci când cumpărăm apă minerală, ne spune Laura Nilescu.
Comisarii OPC spun că vor face controle intense în mai multe locații din Brașov, dar și de pe raza județelor Harghita și Covasna. Asta pentru că este un produs care se consumă în cantități uriașe și în ultima perioadă au fost găsite nereguli. Au existat de-a lungul timpului diferite probleme, de la ambalaje incorrect manipulate, etichetă care nu conținea toate informațiile, dar și chestiuni extrem de grave în sensul de impurități sau corpuri străine în apa minerală vândută. Cei care cumpără apă minerală trebuie să verifice în primul rând eticheta. Eticheta trebuie să conțină menționarea compoziției chimice, precizându-se constituenții caracteristici, locul de unde este exploatată sursa și numele acestuia, indicarea eventualelor tratări prevăzute la articolul 8, după cum este definit. Apele minerale naturale, având o concentrație de flor mai mare de 1,5 mg pe litru, vor avea specificată pe etichetă avertismentul: conține mai mult de 1,5 mg flor. Produs nerecomandat consumului regulat al sugarilor și copilor sub 7 ani. Reprezentanții OPC spun că pe etichetă nu trebuie să apară informații referitoare la prevenirea, tratarea și vindecarea unor boli. Printre altele, pe etichetă trebuie să găsim conținutul de minerale, sursă, adică izvorul de unde se preia apa și, evident, termenul de valabilitate, care ajunge conform specialiștilor și până la câțiva ani. Potrivit conducerii OPC, au fost preluate deja câteva probe care au fost trimise la laborator pentru verificare și se așteaptă rezultatele. Astăzi puteți fi mai sărac cu cel puțin 160 de lei în cazul în care vă grăbiți și depășiți viteza legală și suma crește direct proporțional cu acul vitezometrului. Unde sunt amplasate astăzi aparatele radar, ne spune acum Alexandru Folea, care se află pe strada Avram Iancu. Bun găsit! În această dimineață, aparatul radar este deja prezent pe calea București de la ora 7 și va fi în zonă până la ora 10. Până la ora 13 vă puteți întâlni cu echipajul de poliție pe șoseaua Cristianului, iar după amiază, radarele vor fi amplasate pe strada stadionului și pe ocolitoarea tractorul 2. Vă reamintesc faptul că locațiile pot fi schimbate oricând în timpul zilei, în funcție de trafic, dar și de alte evenimente neprevăzute. Atât pentru moment, sunt Alexandru Folea și nu uitați, cu cât călcați mai tare pedala de accelerație, cu atât poate scădea bugetul familiei mai tare. Așadar, prudență în trafic. 12% din lucrările de construire a unui nou corp de clădire a Colegiului Dr. Ioan Meșotă au fost efectuate. Imobilul va avea 4 etaje, o suprafață de peste 2600 de metri pătrați, 12 săli de clasă, un laborator de informatică și o sală multifuncțională. Din 24 martie, când au fost începute lucrările și până acum, a fost demolat vechiul atelier și s-a turnat 75% din fundație. Este important pentru noi că am ajuns în această etapă de proiect, pentru că începând cu data de 19 iunie, când elevii vor lua vacanță, practic constructorul va avea posibilitatea reală să-și termine ceea ce a început și bineînțeles că, așa cum se știe, acest proiect va fi finalizat la anul următor. Ideea construirii unui mall în locul fostei uzine Hidromecanica redevine de actualitate și la Brașov munca la birou devine meserie de bază. Mai multe informații ne aduce acum Sorin Focșa în rubrica Biz. Bine v-am regăsit! Ideea construirii unui mall în locul fostei uzine Hidromecanica redevine de actualitate. Asta după ce noi proprietari ai terenului din centrul civic au anunțat că au de gând să investească aproximativ 70 de milioane de euro pentru realizarea centrului comercial. Lucrările ar urma să fie demarate la începutul anului viitor, iar mall-ul ar putea fi gata la finalul lui 2017. În prezent se lucrează la partea de concept și design a mall-ului și se duc negocieri cu câteva hipermarketuri. Suprafața desfășurată a întregului ansamblu, conform planului urbanistic zonal, este de puțin peste 48.000 de metri pătrați. Construcțiile vor ocupa 66% din suprafață, respectiv peste 25.000 de metri pătrați. În plan mai sunt prevăzuți și 2.500 de metri pătrați de spații verzi față de 1.800 cât fuseseră prevăzuți inițial, alți 2.300 de metri pătrați pentru alei pietonale, dar și aproape 8.000 de metri pătrați pentru drumuri, parcaje și platforma edilitară. Terenul din centrul civic a fost vândut în anul 2010 pentru aproximativ 13 milioane de euro, iar în vara anului trecut, proprietarii au anunțat că îl scot la vânzare. Doar 10% din spațiile pentru birouri din Brașov sunt neocupate, iar cererea crește de la an la an. În aceste condiții, dezvoltatorii încearcă să țină pasul. Aproximativ 96.000 de metri pătrați de birouri vor fi puși la dispoziție în Cluj-Napoca, Timișoara, Iași și Brașov în cursul anului 2015. Potrivit unor studii, cererea în zonele amintite se va situa la aproximativ 80.000 de metri pătrați.
Într-un singur an, cererea pentru spații de birouri în România s-a dublat. De exemplu, în 2014, cererea a fost de 55.000 de metri pătrați, dublu față de 2013. Spațiile de birouri moderne au rămas neocupate în proporție de 5% în Timișoara și 10% în Brașov, în timp ce Cluj-Napoca și Iași aveau 7% dintre spații neocupate. Cele mai multe spații de birouri vor fi gata în acest an în Cluj-Napoca și Iași, câte 36.000 de metri pătrați. Potrivit studiului realizat de DTZ Equinox, cea mai mare piață de birouri din afara capitalei este Cluj-Napoca, unde se află 186.000 de metri pătrați de spații de birouri moderne. Municipiul Iași se află pe locul 2, cu 124.500 de metri pătrați. Timișoara pe 3, cu peste 102.500 de metri pătrați, iar Brașovul pe 4, cu 80.000 de metri pătrați. Nivelul chiriilor pentru spațiile de clasă A se încadrează în intervalul 13-15 euro pe metrul pătrat în Cluj-Napoca și Iași, între 12 și 14 euro în Timișoara și între 11 și 12 euro în Brașov. Leul este în revenire ușoară față de euro și dolar. Potrivit BNR, moneda națională are parte de o ușoară revenire față de moneda europeană și de dolarul american, dar înregistrează o scădere ușoară față de francul elvețian. Un euro a fost cotat la 4,48 de bani, dolarul american a ajuns la 3,97 de bani, francul elvețian a crescut ușor, ajungând la 4,28 de bani. Elevii brașoveni au demonstrat că s-au pus cu burta pe carte, asta după ce au obținut rezultate deosebite la primele două probe ale examenului de bacalaureat, respectiv evaluările competențelor de comunicare orală în limba română și maternă. Comparativ cu anul trecut, procentul celor care au obținut calificativul experimentat a crescut cu 8%. La prima probă de evaluare a competențelor de comunicare orală în limba română au fost înscriși 3.000 de elevi. Dintre aceștia, 2.380 au obținut calificativul experimentat, vorbind de un procentaj de aproape 80%, în creștere față de anul trecut. De menționat este faptul că la limba maternă niciun elev nu a obținut calificativul mediu, ci doar experimentat și avansat. Față de anul școlar trecut, deci bacalaureatul din 2014, prima sesiune, rezultatele sunt mai bune și procentul este mult mai mare. Foarte mulți dintre candidați au obținut calificativul de experimentat, aproape 80%, atât la limba și literatura română, cât și la limbile maternă. Sâmbătă seară nu vă faceți program. Opera din Brașov vă invită la un spectacol de excepție. Sunt Alexandru Folea, iar mai târziu, în primele știri ale zilei, vă voi spune despre ce este vorba. CFR Călătorii ar putea duce turiștii la Bran cu autocarele. Cei care vor să meargă pe litoralul românesc sau în stațiunile de munte ar putea beneficia de servicii suplimentare pentru atragerea călătorilor din zonele unde nu există cale ferată, precum Mamaia sau Bran. Potrivit planului, plimbarea turiștilor s-ar putea face cu 20 de autocare. În masterplanul general de transport este prevăzută achiziționarea de 20 de autocare, declară unul dintre consilierii superiori din Ministerul Transporturilor, Robert Răzvan Dobre, astfel încât transportul feroviar să atragă călători din zonele unde nu există astfel de servicii. Un exemplu ar fi transportul turiștilor de la Bran până în gara Brașov. Dobre a subliniat faptul că proiectul nu merge pe ideea de parteneriat cu companiile de transport rutier, ci este vorba de servicii dedicate transportului feroviar, care vor fi finanțate din fonduri structurale. Autocarele ar urma să fie cumpărate fie de autoritățile locale, fie de CFR Călători și amplasate în anumite orașe astfel încât să se reîntoarcă pasagerii pe calea ferată, așa cum se întâmplă în restul Europei. Costurile pentru achiziționarea de mijloace publice sunt estimate la 13 milioane de euro fără TVA. Premieră absolută pe scena operei Brașov, artiștii locali în colaborare cu cei din București vor da viață unei capodopere, Flautul fermecat semnată de Mozart, un proiect inedit chiar și la nivel național, prin modul în care se va desfășura. Sâmbătă seara la ora 18:30 sunteți așteptați aici, la Opera din Brașov, unde artiștii locali și cei din București vă vor pune în scenă un spectacol extraordinar, Flautul fermecat. Spectacolul este o premieră pe scena operei din Brașov. La acest recital lucrează atât artiști locali de la Facultatea de Muzică a Universității Transilvania din Brașov, cât și de la Universitatea Națională de Muzică București. S-au întâlnit, deci, o instituție profesionistă de spectacol și două instituții de învățământ superior artistic pe o scenă în care tinerii viitori artiști lirici vor putea realiza un spectacol de la A la Z. Te simți foarte bine pentru că e un
un mediu dinamic, tânăr și entuziast. Și energia asta îți dă, cum să spun, e un punct de început foarte bun. Mă simt onorată că fac parte din acest proiect și vreau să le mulțumesc atât profesorilor îndrumători, cât și conducerii operei, care ne-a dat șansa de a călca pe scena asta și de a ne forma aici. Pentru mine este foarte important rolul acesta și din punct de vedere interpretativ și vocal. Dacă vreți bilet, ar fi cazul să vă grăbiți, acestea se găsesc doar la sediul operei din Brașov și costă 30 de lei. Dacă vreți bilet, ar fi cazul să vă grăbiți, acestea se găsesc doar la sediul operei din Brașov și costă 30 de lei preț întreg și 20 de lei pentru elevi, studenți și pensionari. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale dimineții. Sunt Răzvan Iancu, rămâneți în continuare alături de noi. Urmează Sport cu Răzvan Țirea și Meteo cu Ioana. Bun găsit la informațiile din sport. Brașovul are o campioană mondială, Mădălina Caia, a cucerit medalia de aur la campionatele mondiale de lupte pe plajă desfășurate la Mangalia. Sportiva de la Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov a câștigat toate meciurile pe care le-a disputat în cadrul competiției de la Malul Mării și a urcat pe cea mai înaltă treaptă a podiumului în competiția junioarelor. Luptătoarea Mădălina Caia, legitimată la Clubul Sportiv Țara Bârsei 2011 Brașov, este campioană mondială de junioare. Sportiva pregătită de antrenorul Horațiu Albu a avut 4 meciuri în limitele categoriei 57 de kilograme pe care le-a câștigat, pierzând doar 2 puncte pe tot parcursul concursului. Cel mai greu meci pentru Mădălina Caia a fost cel disputat împotriva sportivei din Norvegia, campioana mondială în titlu. Am făcut ceea ce mi-am propus, unul dintre pasul mare, și la fel, nu, din punctul meu de vedere, nu este ceva wow. Adică mă bucur că am ajuns până aici, dar este la fel ca până acum. Sunt fericit pentru ea, sunt fericit pentru munca ei, sunt fericit că cei 7 ani de muncă de când ea practică acest sport, în sfârșit s-au coronat cu o medalie. Doream foarte mult o medalie internațională. Ea a mai câștigat turnee de Grand Prix, însă nu la acest nivel. E o bucurie imensă și e un punct de sprijin pentru viitor. Pentru a ajunge la o astfel de performanță este nevoie de foarte multă muncă, iar Mădălina este mereu prima care ajunge în sala de antrenamente și este ultima care pleacă. Dimineața merg la școală, după masa vin de la ora 14 vin, sunt acasă și de la ora 16 până la 18:30 fac antrenament în fiecare zi. Inclusiv de luni până vinerea și chiar și sâmbăta. Noi ne antrenăm indiferent în perioada precompetițională sau în perioada de acumulare. Media este undeva la 5-6 antrenamente la 2 ore și jumătate pe zi. Aici, incluzând minus concursurile când suntem plecați în cantonament. Destul de mult, din punctul meu de vedere, dar fiind un sport de atletică grea, un sport de contact, e absolut obligatoriu. Fără acest număr de ore de antrenament, chiar nu putem să facem față. La campionatul mondial de lupte pe plajă, desfășurat la Mangalia, au participat peste 300 de luptători din 12 țări. Sportivi din Turcia, Iran, Italia, Grecia, Rusia, Norvegia, Bulgaria, Austria, Moldova, Estonia, Kazahstan și România s-au bătut pe Malul Mării Negre pentru titlurile mondiale. Lotul României a fost format din 57 de sportivi care au concurat la cele 3 categorii de vârstă, cadeți, juniori și seniori, atât la feminin cât și la masculin. Acționarii de la Corona s-au întâlnit și au analizat rezultatele din sezonul trecut și au stabilit strategiile pentru fiecare secție în parte pentru anul competițional 2015-2016. Mai mari clubului de sub tâmpă au ales o strategie sănătoasă pentru viitor, aceea de a promova sportivii crescuți în centrele de copii și juniori de la Corona, sacrificând rezultatele imediate. Au avut loc și schimbări la nivelul secțiilor importante, astfel că Teodor Sava este noul președinte de la hockey, iar Ioan Preda va fi președinte la handbal. Adunarea generală a acționarilor clubului Corona Brașov a durat mai bine de 3 ore, iar în cadrul ședinței s-au luat câteva hotărâri importante. Noul președinte al secției de handbal va fi Ioan Preda, care îl înlocuiește în funcție pe Sergiu Chifu, iar Teodor Sava a fost numit președinte al secției de hockey condusă în sezonul trecut de Zoltan Oltipașca. La secția de handbal și de hockey, colegii care sunt membri în asociație au convenit să se facă câteva modificări privind responsabilități.
handbal secția să fie coordonată începând de astăzi de către domnul Preda, iar la hockey de către domnul Sava. Să nu se interpreteze că s-a schimbat cineva ca o măsură, să spun așa, încadrat într-un anumit aspect negativ. Nu. S-au convenit colegii lucrurile astea că așa este mai bine să fie un nou, să zic așa, început. Proiectul 100% românesc implementat de ceva timp la secția de handbal va fi pus în aplicare și în cazul hocheiului, astfel că din sezonul viitor pe gheața patinoarului din Parcul Tractorul vor fi doar jucători români. În lotul lupilor vor fi promovați și o serie de jucători crescuți la centrul de copii și juniori, unde activează mai bine de 200 de copii. A venit Covaci, antrenor, când a venit la prelua după ce a plecat în sfârșit titratul și a băgat copiii. Nici nu i-ați văzut, cred că nu i-ați remarcat, dar au jucat. Eu nu i-am remarcat, nu mi-am dat seama. Zic, băi, pe cum nu l-ai văzut și pe ăla și pe ăla? Bă, frate, nu mi-am dat seama. Efectiv, atât de frumos au jucat, încât nu ți-ai dat seama că e un junior, unul din copii, dar nu numai unul. Cu sportul studențesc, l-am dat gol. Oia mici, au dat goluri de euro. Și atunci, cum să nu-i promovezi? Și atunci, de ce spectatorii brașoveni să nu vină la patinoar și să nu-și iubească această generație care, în sfârșit, a ajuns la momentul maturității? În adunarea generală s-a luat decizia ca echipa feminină de handbal să participe în sezonul viitor al cupei EHF, iar hocheiștii de la Corona Wolves Brașov să joace din nou în Liga MOL. Pentru handbal, eu zic că obiectivul a fost îndeplinit, deci am luat locul 3 la campionatul național. Noi urmărim acum, după mine, două lucruri importante. Odată, baza acestei piramide, o văd ca o piramidă, secția asta de handbal, cu baza copii și juniori, iar vârful piramidei e echipa mare. Ne jucăm șansele cu echipa pe care o avem, cu junioarele pe care le vom aduce la echipa mare, astfel încât să respectăm competițiile interne și chiar și competițiile internaționale, prin faptul că am luat hotărârea azi în AGA să participăm la Cupa EHF. Cei de la Corona doresc să reia și colaborarea cu echipa de handbal masculin Romcli Brașov și chiar sunt în discuții avansate cu Federația Română de Handbal, cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român și cu Ministerul Educației pentru crearea unui centru de excelență la handbal masculin la Brașov. Echipa de tineret a României a învins formația Armeniei cu scorul de 3-0 în primul meci din preliminariile Campionatului European de Tineret din 2017, ce se va desfășura în Polonia. Atacantul celor de la Internaționale Milano, George Pușcaș, Alexandru Păun și Florin Tănase au punctat pentru formația antrenată de Cristi Dulca. Selecționata României a debutat cu dreptul în preliminariile Campionatului European de Fotbal sub 21 de ani din 2017 printr-o victorie cu scorul de 3-0 la pauză 2-0 în fața Armeniei pe stadionul Transil din Târgu Mureș în grupa a 5-a de calificare. Tricolorii s-au imprus prin golurile marcate de George Pușcaș în minutul 16, Alexandru Păun în minutul 32 și Florin Tănase în minutul 90+2. Succesul echipei antrenate de Cristian Dulca a fost umbrit de accidentarea gravă a lui Bogdan Țâru la genunchiul drept. În grupă s-a mai disputat un singur meci, Țara Galilor Bulgaria, scor 3-1. Pe 4 septembrie România va juca următorul meci, acasă cu Bulgaria. Din grupă mai fac parte Danemarca și Luxemburg. Câștigătoarea grupei se va califica direct la turneul final, iar cele mai bune 4 din cele 9 ocupante ale locurilor secunde vor disputa un play-off pentru a decide ultimele două selecționate care vor merge la Euro 2017 în Polonia. Punem punct aici informațiilor din sport. Sunt Răzvan Țirea, urmează Vremea cu Ioana. La informațiile meteo, sunt Ioana. Vremea rămâne instabilă și răcoroasă în continuare. Cerul va avea înorări temporare, vor fi ploi și ușoare intensificări ale vântului. Maxima termică pentru joi va fi de 23 de grade Celsius. Vineri, vremea se menține instabilă, dar precipitațiile nu vor mai fi atât de consistente. Destul de multe momente cu soare, dar și norii își vor face simțită prezența. Vom avea între 19 și 23 de grade în timpul zilei și minime noaptea ce pot ajunge până la 8 grade Celsius. Pentru weekend se anunță vreme rece, precipitații, cer mai mult acoperit și ușoare intensificări ale vântului. Dar să nu pierdem vremea, sunt Ioana și ne revedem indiferent de vreme.